Da, bună ziua, bun găsit la o nouă ediție de Sport Club. Într-o zi în care unele școli din Buzău sunt închise din cauza COVID-ului, vorbim toți despre COVID. Nenorocirea asta de virus lovește și în sportul buzoian. Dacă acum vreo săptămână primul caz apărea la echipa feminină de handbal, iată, vineri am primit confirmarea că sunt 5 cazuri și la HC Buzău. Și discutăm și prin prisma faptului că HC Buzău ar trebui să dispute vineri un meci, meci la care s-ar putea să nu ajungă, asta în caz că și alți handbaliști vor fi infectați. Vorbim și despre victoria Gloriei de la Călăraș, victorie mai puțin scontată, și despre derbiul de aseară, toate acestea cu Andrei Pițigoi, jurnalist la Buzău Sportiv. Andrei, bine revenit la noi. Vorbeam chiar după întoarcerea de la turneul de la Sfântul Gheorghe, unde am aflat că una dintre echipele participante n-a comunicat la FRF, la FRH, pardon, în cazurile de COVID, ca să nu zicem că a tăinuit, a omis să comunice niște cazuri din de sportiv pozitiv din loc. Mai mult, unul dintre aceștia și-a făcut bagajele și a plecat acasă fără avizul DSP Covasna. Culmea, din nefericire, echipa despre care facem vorbire era cazată chiar în același hotel cu HC Buzău. Ceea ce, evident, a dus cel mai probabil de acolo s-au infectat și sportivii noștri. În primul rând, seara și mulțumesc pentru invitație. Eu cred că este o sumă a unor factori nefaști care duc la situații de genul în sport. Asta deși toate echipele care au fost cazate în aceeași unitate hotelieră au respectat un program foarte, foarte strict. L-am detaliat în emisiunea trecută, faptul că nu mâncau la aceeași oră, nu mâncau în aceleași încăperi, diferite chestii. Acum urmează să reliefez unul dintre factorii nefași care au dus la situația asta. Când tu abordezi, cu tot respectul pentru cei de la Focșani, o situație pe cum au făcut-o domniile lor, da? Dom'le, e un virus, toți suntem pasibili să ne infectăm cu acest virus și așa mai departe. Nu este o rușine și în mod cert nu este un subiect tabu sau un subiect rușinos. Faptul că, virgulă, comunicarea este una deficitară de potrivă cu autoritățile sanitare, cât și cu oficialii Federației Române de Handbal, duc la asemenea situații. Când tu practic vrei să îngropi gunoiul din curtea ta, nu ajungi decât să-l răspundești și vecinilor. Cred că este cel puțin o lipsă de fair play, onestitate și așa mai departe, de care au luat dovadă aceste echipe, care, iată, acum pun în pericol desfășurarea întregii competiții. Au fost niște reguli foarte clare impuse deopotrivă de protocolul sanitar, MTS, Federația de Profil și așa mai departe, de care, în viziunea mea, dacă ai fi ținut cont de toate aceste lucruri mărunte, plus de cele prevăzute în actele normative pe care le-am menționat, nu ajungea în situația asta, sau numărul echipelor ajunse în acest prag era unul destul de mic. Nu aș vrea să fiu rătăcios și nu aș vrea să vorbesc cu păcat, dar în sport, nu neapărat în handbalul masculin și așa mai departe, sunt cazuri și în fotbal, dar și în alte sporturi, prefer să invoci acest motiv ca să poți să-ți dai puțin peste cap calendarul competițional sau să eviți sau să întâlnești un adversar ceva mai târziu față de data la care era programată inițial întâlnirea. Sunt foarte convins că aici nu este cazul, pentru că vorbim de primul eșalon valoric de handbal masculin din România, o competiție în care aliniază, sau teoretic ar trebui să alinieze, 16 dintre cele mai puternice și totodată profesioniste echipe din handbalul intern. Da, citeam, au scris și cei de la GSP despre aceste cazuri de corona răspândite în cadrul turneului de la Sfântul Gheorghe și se specula acolo, evident, se știa că CSM Focșani, că despre ei facem vorbire, au stat în același hotel cu HC Buzău. Și încă două echipe, dar cum a fost patru, GSP, parcă au fost. Da, cei de la GSP emiteau ipoteza că virusul s-a plimbat pe traseul Focșani-Buzău-Dinamo, pentru că și Dinamo a fost afectată, noi da. Având contactat probabil, din fericire, doar 5 sportivi, ceea ce e chiar minunat, a zice, având în vedere că, până la urmă, handbaliștii au jucat, numai pasând mingea aia, poți să iei virusul.
Să ne știu aminte că noi am întâlnit a doua zi CSU Suceava, formație, ultima formație pe care CSM Focșani a întâlnit-o la Sfântul Gheorghe. Pe lângă faptul că asta cu ei în același hotel, chiar dacă au fost condițiile demonice. E greu să nu iei COVID-19 la un turneu în care fiecare a trebuit să joace cu fiecare, cel puțin, deși numărul de meciuri n-a fost egal la Sfântul Gheorghe. Nu. CSM Focșani, acum mă înșel, spre exemplu, are patru următoare adversari a HC Buzău. Are patru partide disputate și 6 puncte. Sper să nu fac vreo greșeală. Știu că a fost penalizată. A fost penalizată și cu depunctare, nu știu, 10-0 vreo două meciuri și 40 de lei. Da, este o situație dificilă. Dar o situație în care cred că dacă erau puțin mai atenți, poate nu ajungeau. Eu mă gândesc că în hotelul ăla, nu știu, n-am fost în hotel, nu știu cum arată, dar mă gândesc că e foarte ușor să iei, am înțeles, nu mănâncă la aceeași oră, se servește masa la ore diferite, dar prin lobby-ul ăla tot trebuie să treci, oricât de dezinfectat ar fi el. Mă gândesc, nu știu dacă există lift în hotel. Nu știu, n-am fost cazat în aceeași unitate. Tot atingi, sau dacă nu există lift, atingi balustrada pe care a atins-o. De la balustradă, la sistemul de ventilație, pentru că eu cel puțin nu am expertiza necesară de a spune care sunt modalitățile sau maniera prin care se propagă virusul și mai departe. Nu pot decât ca și tine să mă gândesc la niște spații comune, la niște locuri comune sau activități care să îi reunească pe cei la care facem referire. Da, nu ai cum să... Dacă la sală îți permiți să ai două intrări sau chiar și patru, pentru că sunt intrări separate folosite alternativ de o potrivă oficială, reprezentanți mass media, echipă, gazdă, echipă, oaspete, în hotel e mult mai dificil să faci treaba asta, deși condițiile de acolo, v-am zis, din punctul meu de vedere, au fost puțin exagerate, ceea ce ar fi trebuit să ducă la rezultate un pic mai bune, sau mai bine zis, gazdele, indiferent de ce unitate de cazare vorbim, din Sfântul Gheorghe sau din apropiere, s-au îngrijit cât de cât ca toate normele sanitare să fie respectate și să nu se ajungă la focare sau așa mai departe. Din fericire, chiar azi vorbeam cu președintele Georgian Văducu și îmi spunea că ei parcă au bănuit ceva. Bine, se și știa că e posibil să fi luat de la CSM Focșan, cu care se sură în același hotel. Au făcut testele imediat după ce s-a încheiat competiția și n-au făcut, din fericire, uite, Buzău n-a efectuat niciun antrenament după turneul de la Sfântul Gheorghe. Asta înseamnă pentru minimul de expunere, evident. Andrei, mie îmi place cum au abordat problema cei de la HC Buzău. În primul rând, ca și transparență. Domnule, este un necaz de care se poate lovi oricine. Fără nicio aluzie la alte cluburi, fie de la noi sau din țară și... sau, na. E ok să ai o relație corectă deopotrivă cu mass media, deopotrivă... Nu s-au antrenat deloc, nefiind până să se confirme cele 5 cazuri. Da, pentru că tu încă ai această prezumție pe care nu știi dacă mai sunt și alte cazuri de echipe, cum sunt, iar tu trebuie să gestionezi lotul numeric și așa scăzut foarte bine înaintea partidei cu Focșani. Ne uităm că, nu știu, Focșaniul e pe 10, abonăm pe ce loc, e oricum în jumătatea inferioară a clasamentului. Chiar și așa, vorbim de o echipă care a jucat pe teren, dacă nu mă știu, doar 4 partide, o echipă care are doar 6 puncte și o echipă care privește jocul cu HC Buzău ca unul abordabil. Nu va fi deloc viața ușoară, iar dacă vei avea 5 indisponibili, mă gândesc numai la Vuk Milosevic, da? E unul dintre jucătorii de bază, e formație din primul 7. Pentru tine, ca echipă în confruntarea chiar și cu CSM Focșani, da? Este o pierdere. Da, urmează acum, presupun că mâine sau poimâine se vor face testele, ele trebuie să făcute cu 48 de ore înainte de meci. DSP-ul, în funcție de rezultate, evident, le va da avizul buzoienilor dacă să se deplaseze la Sfântul Gheorghe sau... Sfântul Gheorghe este a ajuns polul handbalului românesc, așa, orașul de referință. Da, infrastructura, investiții în infrastructură George. De acolo și faptul că demografic e o localitate mică, da. Chiar că vorbim de orășință de județ. Și tot astăzi vorbeam, nu se știe, planează incertitudine asupra meciului, pentru că buzoienii e posibil să declare forfe pentru acest meci. Ar fi păcat, pentru că din punctul meu de vedere, bilanțul partidelor pe care HC Buzău le-a disputat până acum în Liga Zimbrilor este unul mai mult decât mulțumitor. Da? Dacă ne mai gândim că, nu știu, cu Baia Mare puteam obține iarăși un rezultat bun dacă nu intervenea arbitrajul, în opinia mea, și în alte două jocuri rezultatele, iarăși vorbesc din punctul personal de vedere, partidele au fost clar influențate de prestația arbitrilor,
cred că HC Bozoa ar fi putut să ocupe acum o poziție la care nici cel mai optimist suporter al echipei nu s-ar fi gândit. Ar fi păcat că toate aceste rezultate, fie ele și înfrângerile, înregistrate pe terenul de joc, da? Să fie umbrite de rezultatele la masa verde. Sportul, din punctul meu de vedere, se joacă pe teren, se joacă în sală, nu la birou. Nu, bănuiesc că nu se va lua în calcul cedarea meciului sau pierderea. Nu, abordarea lui cu că se va a doua amâna. Garnitură de... Probabil, orică se va amâna, orică a doua garnitură, dar în contextul în nu care... Nu avem de unde să-și întreba asta, pentru că la ultimul turneu a fost o ședință foarte rapidă, așa, undeva târziu o noapte, între conducătorii cluburilor de handbal din prima ligă și președintele federației de handbal. O ședință la care am înțeles la mai mulți conducători și de la cei care au fost cazați în aceeași unitate hotelieră cu mine și de la cei de la Buzău și de la alții, că practic n-a fost o ședință, cât a fost un monolog în care toți conducătorii cluburilor au fost certați pentru faptul că nu se implică suficient sau pe măsura așteptărilor pe care le are domnul Dedu vis-a-vis de gestionarea acestei situații legate de COVID-19 și tocmai acest lucru duce la amânarea sau la darea peste cap, să folosesc. În contextul ăsta, acum hai să fim serioși, că ne aducem aminte de un caz din fotbal. Nici nu-ți convine să joci. Mai bine stai și amâni meciul pentru că... Dacă poți să-l amâni, dar Federația Română cred că va manifesta toleranță zero vis-a-vis de amânare. În contextul în care nu te-ai antrenat o săptămână întreagă, mai bine de o săptămână, iată, și te duci vineri să joci, poți să-l ai și pe carabatici în echipă și tot nu câștigi. Nu câștigi. Băieții, uite, că s-a întâmplat. Uite, Csíkszereda a amânat meciul cu Gloria. Da. Numai departe de weekendul trecut. Culmea, după o săptămână s-au vindecat ca prin minune. Acum, hai să ne gândim la ce fel în Cluj. Nu putem să nu ne gândim, aveau și avizul de SP Covas, da. Nu putem să nu ne gândim că ăla n-a fost, că aia n-a fost o, să-mi scuze distinsă audiență, expresia, o mânărie cu DSP Covasna. Este fix ce spuneam ție mai devreme. Da, e greu să te vindești de COVID într-o săptămână. Am prieteni, cunoștințe, oameni cu care interacționez profesional care au fost infectați cu COVID și trebuie să stau să mă gândesc puțin să văd dacă la 3 sau 5 dintre ei le-a trecut după o săptămână. Da? Sau n-au manifestat simptome și după și nu neapărat simptome, cât testarea în sine, retestarea, a fost tot pozitivă și abia la 3-lea sau al 4-lea test au fost declarați negativ. Mai e o chestie aici. Și vorbim de oameni care fac decât sport. Da. Tu spuneai că ai asistat la o întrevedere așa între președinții de cluburi și mai mari federații. Am întrebat ce s-a întâmplat acolo. Există un alt curent, un nou curent printre șefii cluburilor din handbalul masculin mai ales. Cei care hulesc aceste turnee, s-a dovedit că într-un oraș mic, cu puține spații de cazare, poți să te îmbolnăvești foarte ușor și se dorește reluarea sistemului ăluia cu tur-retur. Cum ar fi? Ar fi bine, ar fi rău? Din punctul meu de vedere, în această situație, în pandemie, turneul de la Sfântul Gheorghe, sau turneele, cele două de la Sfântul Gheorghe, cu riscul de a-mi sări în cap, toți conducătorii de cluburi din Liga Națională, a fost unul cât de cât bine organizat, care reduce riscul de infectare. Adică dacă tu nu ai fi avut două, trei echipe care n-au respectat un minim protocol, turneul ăsta s-a fi putut desfășura foarte bine cap cadă. Să ne gândim că suntem în etapa nouă etape s-au disputat, urmează etapa a 10-a vineri. Ai desfășurat deja aproape o treime din campionat. Da? Mi-e greu să văd la alte sporturi de echipă că au dus competiția până acolo cu numărul de meciuri din totalul confruntărilor care trebuiau să aibă loc disputate pe teren. Pentru că s-au jucat în continuu vreme de 8 zile. Două zile s-au jucat, o zi pauză, două zile iarăși o zi pauză și încă două. Nu știu cât de eficientă poate să fie și ca infrastructură, după aceea cheltuielile. Mulți s-au plâns de costurile de cazare, da, dar organizarea unor partide în sala proprie, pe care să ne gândim puțin. Cine a urmat să dezinfecteze sala? Administratorul sălii? Da? Dacă administratorul sălii are 4 evenimente sportive diferite în aceea zi sau două măcar, are buget? La noi e DGTS-ul. DGTS-ul are un buget de... Tu ai fost la fața locului. Sala chiar se dezinfectează între meciuri? Da, adică se face între meciuri treabă. Începând de la... Am chiar și fotografii, uite, îmi pare rău că nu ți le-am adus să le vezi. Sala din Sfântul Gheorghe, organizarea turneului la Sfântul Gheorghe,
tind să cred că a fost făcut un parteneriat și cu clubul sportiv din localitate, cu Sepsi. Și acum îți explic de ce. Pentru că cel puțin uman, vorbind ca resursă umană, cei de la Sepsi au avut oameni implicați în organizare. Și îți exemplific. De la persoana care a luat temperatura la intrarea în sală. Erau practic niște brigăți comune, să le spun așa, oficiali ai Federației de Handbal, alături de tineri de la clubul sportiv Sepsi. Până la fetele care după fiecare meci ștergeau cu dezinfectant scaunele, se ștergeau porțile și inclusiv suprafața de joc după fiecare partidă, era un nene acolo cu o mașinuță care parcurgea toată distanța. E foarte dificil tu să organizezi, mai ales într-un oraș unde ai foarte multe evenimente sportive, într-o singură sală sau în aceeași sală, să-ți organizezi meciurile. Pe deopotrivă sunt foarte multe și avantaje, dar și avantaje. E prematur să-mi dau așa o părere în doar câteva minute și cred că situația va fi rezolvată până la urmă de o decizie majoritară a conducătorilor cluburilor participante, care, na, având majoritatea și democrație fiind, vor spune, domnule, nu ne mai convine să jucăm turneu pentru că nu vrem. Da. Citesc că până la urmă și federația s-a autosesizat, probabil, eu știu, în urma mai multor discuții, unul dintre observatorii Federației Române a declarat că există o problemă la turneele de sală și se pare că FRH a emis o adresă către MTS cum că ar dori să schimbe acest program de turnee. Chiar, e semnat chiar de Cristina Vărzaru, care, din câte știu secretarul general, nu? Da, secretarul general. Adică, ok, știi cum e, e bine și cu turneu, e rău și cu turneu. Bine, dar acum tu vei juca într-o zi sau două, cred că sunt 4-4 programate meciurile în funcție de echipele care se vor prezenta. La Ploiești ai făcut același lucru. Mă refer în Liga Florilor. Nu știu cât de mult poate să dea rezultate treaba asta. Pe de-o parte sunt pentru organizarea unor asemenea turnee, pe de-o parte nu. Privind de la birou, e foarte ușor turneu să spui, da, domnule, stau o săptămână și joc 3 meciuri sau 6 meciuri. E ușor să comentăm după scaune. Dar ca sportiv este extraordinar de solicitant. Asta vreau să zic, turneul are un mare minus prin prisma faptului că s-au jucat câte meciuri? S-au jucat în 8 zile, 6 meciuri, 9 zile. 9 zile, 6 meciuri. 9 zile, 6 meciuri. Aveai meciuri consecutiv, da, zi pauză. Pe parchet îți cam rupt picioarele. Da, pentru că s-o suprafață foarte dură. Și în ciuda faptului că cei de la Sfântul Gheorghe am văzut, și na, deci am întrebat și în stânga, în dreapta, suprafața de joc de acolo este una mobilă. Adică ți-o strângi, ți-o iei acasă și, sau na, mă rog, o amplasezi unde vrei. Pentru că 4 luni din 12 se sala de sport, da, exact, e patinoar. Până automat, Andrei, ai cimentul jos. Parchetul, Hambarul se joacă pe parchet. Parchetul e parchet. Am înțeles că au folosit o tehnologie din asta nouă, cu niște plăci mari făcut din parchet, deci discutăm de lemn, ca și elasticitate și amortizarea pașilor. Ca să solicite cât mai puțin, eu știu, gleznele. Dar gradul cred că rămâne la fel, nu neapărat la fel, dar totuși unul ridicat. Uite, și de la noi, de la sala asta, sunt imagini de când se juca cu spectatorii, chiar am fost când se turna, când se amenaja suprafața asta, e un lemn, am uitat numele copacului, și am căutat. După aia, aceea suprafață se folosește și în NBA, adică unde este chiar cel mai înalt nivel. Dar tot parchet rămâne, tot lemn. Articulațiile la un moment dat, își vă spun. Iar 6 meciuri în 9 zile mi se pare ceva de domeniul fantasticului. După primul turneu, zic, băi, hai că a fost o experiență ok, se joacă bine, eram entuziasmat și de rezultate și de faptul că se juca până la urmă. Dar după 10 zile în care, 10, 11, 12 zile pe care le-ai petrecut acolo și intrai practic într-un program așa militar, știi? Totul foarte disciplinat și totul bine pus la punct. Deja tot la dorul de casă, pe lângă alte chestii care au legătură directă cu sportul. E un sacrificiu destul de mic ăsta cu dorul de casă și cu izolarea, pentru că s-a dovedit sportivii pot sta în bubble, cum zic americanii. Păi NBA s-a stat din iunie până acum o săptămână. Da, vorbim de un campionat care nu că vinde extraordinar, vorbim de sute de milioane. Bani, am înțeles. Luăm o pauză de publicitate și ne întoarcem, vorbim și despre Gloria Buzola Handbal, pentru că și acolo a fost înregistrat al doilea caz de COVID. După cel înregistrat în vară.